perioadă, noi și Corina Drăgătescu, în continuare, doamna Udrea, da. Ați strâns câteva, semnături? Câteva lucruri. Dacă nu ați fost mai mare, a fost undeva 200 de persoane, poate strângeam mai multe semnături. Am avut, într-adevăr, duce la mine, pentru că este greu. Cu legea actuală privind cifra de semnături, care e o lege foarte prost făcută, cu frica aceasta oamenilor de a mă sprijini în mod fătit, mulți la care am apelat m-au sprijinit, dar m-au rugat să nu spun că mă sprijină pentru că nu vor să aibă probleme. Este foarte greu să strâng număr de semnături, așa că am profitat, să spun, de acest eveniment, să rog pe cei care erau acolo, da, să sigur doreau să mă sprijină, să semneze pentru mine. O altă chestie pe care vreau să o fac, nu cred. Eu personal nu cred că cineva la această... Mi-aș fi dorit pentru tineri să primească daruri așa de mari, dar nu cred că a existat măcar un singur invitat care să fi dat și 5.000 de euro, exclus 20.000 de euro. Deci doar 5.000 de euro, doamna Udrea, am văzut? Eu nu cred că a dat cineva nici măcar această sumă și credeți-mă că sunt acolo, am văzut care au fost darurile pentru mine. A fost această dispută, sigur, legată de dumneavoastră, că ați fost nașă sau nașă doar așa onorifică, având în vedere că scria presa că v-ați logodit. Da, presa a scris o mulțime de lucruri în acest weekend. Eu am presupus că, neavând sunt subiecte și fiind o nuntă cu persoane cunoscute, sigur, a făcut deliciul mediei. Nu este adevărat că m-am logodit, am spus asta încă de... Sâmbătă, dar în sfârșit, nu dacă lucrurile astea care țin de viața personală și de evenimente private chiar trebuie să se facă în public. Revenind la semnături, că asta așa, e mai important decât nunta, revenind la semnături, da, zilele acestea, adică mâine, poimine ar trebui să le depun, cred că astăzi voi avea și ultimele adunate în weekend de cei care mă sprijină la strânsul semnăturilor, le voi pregăti conform legii, voi pregăti și dosarul de candidat și le voi depune, evident, conform cu termenele stabilite. Candidat? Asta este că măcar un candidat independent să avem, pentru că înțeleg că ceilalți candidați independenți nu au reușit cel puțin până la acest moment să strângă semnăturile și v-am spus, nu mă mir, este foarte, foarte greu pe legea actuală când cer CNP-ul ca oamenii să îți semneze, pentru că se tem. Este firesc să se teamă să-și dea toate datele acestea, mă refer la CNP. Deci îmi doresc foarte mult ca zilele următoare, mâine, poimine cel târziu, să depun aceste liste. Știu că, fiind vorba de mine, vor fi mai verificate decât oricare alte liste depuse, așa că sunt foarte atentă ca totul să fie în conformitate cu textul legal. Corina Drăgătescu. Vreau să spun că foarte tare Elena Udrea, care s-a gândit să meargă la nuntă cu listele după aia. Deci mi se pare foarte tare să te duci și să rogi participanții să semneze, pentru că îl mai știu pe domnul paleologul care venea săracul la emisiuni și permanent avea liste în geantă încercând să convingă pe cineva să semneze. Da, este o lege care îngrădește masiv accesul independenților la aceste alegeri și de aceea nu mă mir. Sigur că la o nuntă mai semnezi, mai e mai vesel, mai cu voioșie, mai iei un pahar de vin, mai e mai ușor să strângi, poate. Dar rămâne problema CNP-ului. Într-adevăr, oamenii nu înțeleg de ce trebuie să-și dea CNP-ul, care este până la urmă o chestiune care ține de multe lucruri legate de viața privată, de carduri de credit, de conturi bancare, de nu înțelegi. De... Până la urmă e ceva care aparține omului, e ca și când ne spune să-și dea chiloții jos. Doamna Udrea, mai am eu o întrebare pentru doamna Udrea. Doamna Udrea, cum ați cununat, doamne, fără să fiți măritată sau logodită? Că așa ceva n-am mai auzit în istorie. Ăsta e motivul pentru care eu nu am pus așa cum s-au dorit foarte mult, de un an de zile, Honoriu și Corina Pricoană să le fiu nașă și n-am dorit eu foarte mult. Acest e motivul pentru care nu am putut să fiu nașa lor, nașa lor nașa așa cum am fi dorit. A fost un cuplu căsătorit, iar eu am fost împreună cu vărul meu, care este acolo în biserică, un al doilea rând de naș. Cu vărul dumneavoastră a fost? Da, da, da. Da, este... A fost al doilea rând de naș. Da, dacă a fost al doilea rând de naș, acolo e mai... Un cuplu căsătorit. Care a fost, de asemenea, au fost nași principali.
Elena Udrea, Corina Drăgătescu, vă mulțumesc pentru aceste comentarii. Urmărim ce se întâmplă cu candidatul independent Elena Udrea.